Bună dimineața! Sunt Tatiana Andrieș și mă întorc din nou la dumneavoastră. După o lungă perioadă de timp, în sfârșit, primul tampon negativ. Asta îmi dă un pic de curaj să încep să lucrez, chiar dacă nu sunt atât de bine vindecată, însă astăzi voi relua unul dintre tutorialele mele de la început, din momentul în care am deschis canalul de YouTube, pentru că știu că în comentarii în acel timp mi s-a spus că nu se vedea bine ceea ce lucram. Vom face acest trandafir. Acum modalitatea de filmare este diferită, de aceea sper că veți îmbrățișa cu drag această idee. Pentru a realiza acest trandafir vom avea nevoie de firul de culoare roșie și de culoare verde. Eu voi folosi firul Bravo. Dumneavoastră puteți folosi firul de care dispuneți. Acest fir este un fir poliacrilic care poate fi lucrat cu croșetul numărul 3. Deci voi folosi croșetul numărul 3, așa cum poate bine vedeți. Sper ca camera să focalizeze bine. Apoi vom avea nevoie de foarfece, bineînțeles. Vom avea nevoie de acest fir metalic care ne va folosi să dăm stabilitate atât frunzelor cât și petalelor trandafirului. Vom avea nevoie de un pic de lipici lichid sau lipiciul la cal, cel de care dispuneți dumneavoastră, și de un pic de răbdare. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm. Trandafirul în sine este foarte ușor, este un model pentru doamnele începătoare. Voi face un cerc magic în care, pentru început, voi lucra 3 ochiuri de lanț. Aceste 3 ochiuri de lanț vor ține locul unui picioruș dublu. Deci avem deja unul, al doilea și cel de-al treilea. Voi lua firul pe croșet, voi intra în cercul magic și voi face un nou picioruș dublu, am cel de-al treilea picioruș dublu, vom face un total de 15 piciorușe duble, punând la socoteală și cele 3 ochiuri de lanț de aici, de la început. Deci am deja 4, cel de-al 5-lea și vom continua până la 15, iar noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste 15 piciorușe duble. Am terminat cele 15 piciorușe duble, voi închide cercul magic, iar cu fir alunecat voi închide acest rând în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș pe care l-am lucrat. Din acest moment voi face din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet, voi intra în același loc, în același picioruș, și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, după care firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș din rândul anterior și voi face din nou 2 piciorușe duble în corespondența acestuia. Deci, practic, vom dubla fiecare picioruș dublu, iar la sfârșitul rândului noi vom obține un număr de 30 de piciorușe duble. După cum vedeți, modelul nu este greu. Este foarte, foarte simplu, de aceea spuneam că în această perioadă în care se lucrează foarte mult flori pentru Sfântul Valentin, pentru 8 martie, cred că acest model pentru doamnele începătoare va fi binevenit. Și sper ca acum să se vadă bine ceea ce realizez.
Deci, după cum vedeți, în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, eu lucrez două piciorușe duble, deci fac o mulțire, iar la sfârșitul rândului noi ne vom întâlni cu un număr de 30 piciorușe duble. Uitați-vă și vom continua singure. Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat cele 30 de piciorușe duble. Acum voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu fir alunecat. Din acest moment va intra firul metalic. Acesta, așa cum vă spuneam, va da stabilitate petalei. Vom reuși să le formăm. Vom lăsa o bucățică de fir mai lung, îl vom pune în spate, în felul acesta, după care, cu croșetul, vom intra în corespondența fiecărui picioruș, fiind atente să prindem și firul metalic, și vom face câte un picioruș scurt. De jur împrejur vom lucra în acest fel, ascunzând firul metalic, fiind atente să prindem firul de fiecare dată, să nu rămână afară. Uitați-vă. Este foarte simplu. Odată ce ați făcut o petală, vedeți, pe spate nici nu se cunoaște firul. Odată ce ați făcut o petală, după aceea le veți face cu mare ușurință și pe celelalte. Deci câte un picioruș scurt. În felul acesta. Cu această ocazie, în timp ce lucrăm, aș vrea să vă spun un pic din această experiență nouă pe care am avut-o cu virusul. Nu este deloc ușor să treci peste acesta. În primele zile am stat foarte rău, febră, dureri de gât mai mult sau mai puțin, însă febra a fost cea care a fost predominantă, apoi urmează tuse, apoi urmează nopți în care nu reușești să te odihnești, te doare tot. În sfârșit, o experiență foarte urâtă. De aceea, în momentul în care ieșiți afară, eu nu am ieșit afară, mie mi-a fost adus în casă, pentru că eu ies foarte, foarte puțin. Când ieșiți afară, protejați-vă, purtați mască, fiți atenți la aglomerație, nu stați alături de persoane, pentru că nu știți, pot să fie purtători sănătoși și în felul acesta doar este nevoie de foarte puțin și vă puteți îmbolnăvi. Experiență brută, urâtă, care nu credeam să o trăiesc cu toate precauțiile pe care mi le-am luat întotdeauna, însă a fost dat să trec și peste aceasta și să ies cu bine. Cea mai mare frică mi-a fost atunci când am făcut primul tampon care a ieșit pozitiv. Apoi a urmat cel de-al doilea, pozitiv și el, după o așteptare interminabilă, în sfârșit, primul tampon negativ este o ușurare, chiar și prin faptul că deja mă simt mai bine. De aceea, foarte mult este nevoie de a fi protejați, de a fi atenți cu cine venim în contact, cine se alătură, cine intră în casă. Acest virus ne stă condiționând viața. Vorbind, uitați-vă, am ajuns la capătul rândului.
Aici voi face un ultim picioruș scurt. Voi prinde amândouă firele metalice, felul acesta. După care vom scurta atât firul metalic, cât și firul cu care am lucrat. Acesta. Voi închide rândul în mod normal. Am uitat să menționez la început că vom avea nevoie și de acul pentru cusut lână. Vom ascunde acest fir de la început. Felul acesta. Pentru a-i da stabilitate. Vom trece un pic pe dedesubt. Uitați-vă că prima petală este gata. Nu durează mult să le realizăm. Iată, se realizează o petală. Pentru un trandafir avem nevoie de 8 astfel de petale. Bineînțeles, eu mi le-am pregătit înainte. Sunt aici toate 8. Voi da acest trandafir deoparte, voi pune petalele aici și vom continua prin a lucra frunza. Tot așa, pentru frunze vom folosi firul de culoare verde. Voi lăsa o bucățică de fir mai lungă pentru început. Voi face acest prim ochi de lanț și vom continua lucrând 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acum vom începe. Din cel de-al doilea ochi de lanț, deci avem primul care îl avem aici pe croșet, 1. Ne rămâne aici, cum ar fi al doilea. Vom intra în cel de-al treilea, practic, spunem. Vom face un picioruș scurt. După care luăm firul odată pe croșet, vom intra și vom face un picioruș dublu. Luăm de două ori firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș și vom face un picioruș dublu înalt. Vom lua din nou de două ori firul pe croșet în următorul ochi de lanț, voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Din nou de două ori firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face primul picioruș dublu înalt. În următorul loc de lanț, scuzați. Primul picioruș dublu înalt. Din nou, de două ori firul pe croșet, în corespondența aceluiași ochi de lanț, voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Firul de două ori pe croșet, vom trece la următorul loc de lanț și vom face din nou în interiorul acestuia două piciorușe duble înalte, am făcut primul, acum îl voi face pe cel de-al doilea. Din nou de două ori firul pe croșet, voi intra în următorul ochi de lanț și voi face din nou două
piciorușe duble înalte. Deci avem primul și cel de-al doilea. Apoi voi face de nou un picioruș dublu înalt în următorul ochi de lanț. Din nou de două ori firul pe croșet, un nou picioruș dublu înalt. Firul odată pe croșet, vom face un picioruș dublu. După care, în ultimul ochi de lanț, vom face un picioruș scurt. În acest moment vom întoarce lucru pe partea cealaltă și vom prinde și acest capăt de fir. În corespondența ultimului ochi de lanț, unde am făcut piciorușul scurt, vom repeta, vom face un picioruș scurt, firul odată pe croșet. În următorul picioruș vom face un picioruș dublu, deci repetăm ceea ce am lucrat pe partea cealaltă. Apoi voi continua cu un picioruș dublu înalt. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt în următorul ochi de lanț. Acum voi urma cu seria de piciorușe duble înalte, cele trei piciorușe duble înalte, unde am lucrat câte două în corespondența acelui ochi de lanț. Deci am un picioruș dublu înalt, în același ochi de lanț voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, deci prima mulțire. Din nou firul pe croșet de două ori, voi intra în următorul ochi de lanț și voi face un picioruș dublu înalt. În corespondența acelui ochi de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, cea de-a doua mulțire, acum voi face cea de-a treia mulțire, de două ori firul pe croșet, voi intra în următorul ochi de lanț și fac primul picioruș dublu înalt, în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Din nou, de două ori firul pe croșet, mă deplasez în următorul ochi de lanț și voi face un picioruș dublu înalt. Din nou, firul de două ori pe croșet, voi intra în următorul ochi de lanț, voi face cel de-al, din nou, un picioruș dublu înalt. Firul odată pe croșet, voi intra în următorul ochi de lanț, voi face un picioruș dublu și în ultimul vom face un picioruș scurt. Astfel am ajuns la capătul rândului. Aceasta este frunza. Pentru a-i da stabilitate, din nou voi folosi firul metalic. Din nou, voi lăsa o bucată de fir mai lung, o voi pune în spate aici
Și exact ca și în același mod în care am procedat la petale, vom lucra un rând de piciorușe scurte, de jur împrejur, prinzând în același timp și firul metalic. Deci vom fi atente să prindem firul metalic. Acesta, după cum ați văzut, este foarte maleabil, foarte ușor de manevrat. Vom face acest rând de piciorușe scurte, cu atenție, să prindem firul metalic. Așa cum ați văzut la petală, acesta va fi ascuns de către firul cu care lucrăm. Nu se va vedea, dar ne este de foarte mare ajutor. Voi încerca să instalez din nou microfonul. Eu l-am abandonat la un moment dat pentru că făcea un zgomot care nu îmi plăcea, nu se auzea prea bine. Și vocea mea de obicei este foarte, foarte înceată. Volumul vocii este foarte jos. Volumul pe laptop este la maxim. Sper să auziți bine. Și uitați-vă, încet, încet ajungem și la capătul acestui rând. După cum vedeți, totul este foarte ușor. Voi repeta din nou pentru dumneavoastră, dacă doriți să scrieți. Deci am făcut 12 ochiuri de lanț. Primul nu l-am contat, nu l-am pus la număr. Deci, după ce am făcut primul ochi de lanț de început, am lucrat 12 ochiuri de lanț. Începând din cel de-al doilea, am făcut un picioruș scurt, un picioruș dublu, apoi au urmat două piciorușe duble înalte, apoi au urmat trei înmulțiri de piciorușe duble înalte. După cele trei înmulțiri, am lucrat din nou două piciorușe duble înalte, în corespondența următoarelor două ochiuri de lanț, urmat de un picioruș dublu, un picioruș scurt, apoi m-am întors pe partea cealaltă și am repetat un picioruș scurt, un picioruș dublu, două piciorușe duble înalte, cele trei înmulțiri cu piciorușe duble înalte, apoi din nou două piciorușe duble înalte singure, un picioruș dublu, un ochi de lanț și un picioruș scurt, scuzați, și am ajuns la capătul rândului, după care am pus firul metalic și am făcut piciorușele scurte. Am ajuns și la capătul acestui rând. După cum puteți observa, frunza are formă. Acum voi scurta atât firul metalic, cât și firul cu care am lucrat. Vom lăsa o bucățică de fir, că ne va fi necesară. Vom închide cu fir alunecat. Aici pe dos deja am dat stabilitate firului, îl vom scurta. Capetele de fire le vom strânge întotdeauna pentru că vom avea nevoie când lucrăm jucăriile amigurumi. În felul acesta puteți lucra două, trei frunze, așa cum câte doriți dumneavoastră. Ar fi recomandat trei. Din nou, cu firul verde, vom face această parte de dedesubt. Știți, fiecare trandafir are și această porțiune. Și aceasta nu este greu de realizat.
din nou cu firul verde. Să-mi întorc aici. Să-mi găsesc modelul. În sfârșit nu este acesta. Voi face din memorie. Vom face un cerc magic. În interiorul acestui cerc magic vom lucra un număr de 5 piciorușe scurte. Acesta este primul de început. El ne va ajuta să închidem rândul. Vom face 1, 2, 3, 4. Cel de-al cincilea picioruș scurt. Vom închide cercul magic, dar nu de tot. Vom lăsa o bucățică în felul acesta, pentru că pe aici vom introduce toate firele metalice de la petale. Și voi închide cu picioruș alunecat. Primul picioruș scurt de la începutul rândului, care întotdeauna, așa cum știți, datorită acestor croșete, mi este foarte greu să-l lucrez. Acum voi repeta acele 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Atenție aici, vom lăsa acel capăt de fir și cel de-al cincilea. Vom întoarce lucrul în felul acesta, pentru că altfel vom lucra pe dos. În acest mod. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș scurt, vom face o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 10 ochiuri, 10 piciorușe scurte. Avem prima mulțire, cea de-a doua, cea de-a treia acum, cea de-a patra mulțire, și cea de-a cincea mulțire. Acum am obținut 10 piciorușe scurte. Din nou vom fi atente să întoarcem lucrul în felul acesta. Următorul rând vom lucra un picioruș scurt urmat de o mulțire, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 15 piciorușe scurte. Deci am un picioruș scurt, prima mulțire, 3, 4, acum din nou o mulțire, sunt 6 piciorușe scurte, un picioruș scurt, cea de-a treia mulțire, un picioruș scurt, cea de-a patra mulțire, un picioruș scurt și cea de-a cincea mulțire. În acest moment, deci, am obținut 15 piciorușe scurte. Ceea ce urmează să lucrăm acum va fi 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Lucrez din memorie. În acest moment voi face un ochi de lanț, întoarcem lucru.
iar în corespondența fiecăruia dintre cele trei piciorușe scurte vom face o mulțire, astfel că vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. Deci am făcut deja prima mulțire, voi face pe cea de-a doua, apoi cea de-a treia mulțire și am obținut cele 6 piciorușe scurte. Un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și voi lucra din nou 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un ochi de lanț, mă voi întoarce, voi face din nou cele 6 piciorușe scurte, chiar dacă va dura timp până când tutorialul se va încărca, pentru că se încarcă foarte greu. Aș vrea ca să vedeți bine cum se lucrează, deci am deja două rânduri lucrate, acum din nou un ochi de lanț, întorc din nou, voi face cel de-al treilea rând de 6 piciorușe scurte, acum am cel de-al șaselea picioruș scurt, din nou un ochi de lanț, mă voi întoarce și voi lucra cel de-al patrulea rând de 6 piciorușe scurte. Trei, patru, cinci, cel de-al șaselea picioruș scurt. Deci avem un total de 4 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Am făcut ochiul de lanț. Întorc din nou lucru. Voi sări primul picioruș scurt. Voi intra în cel de-al doilea. Și voi lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, și cel de-al cincilea, un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, voi sări primul picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea și voi lucra 4 piciorușe scurte. 2, 3 și cel de-al patrulea. Un ochi de lanț, voi întoarce lucru, voi sări din nou primul picioruș scurt, voi intra în următorul și voi lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Un ochi de lanț, voi întoarce lucru, voi sări primul picioruș scurt și de data aceasta voi lucra 2 piciorușe scurte. Un ochi de lanț, voi întoarce lucru, voi sări primul picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea, voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, voi scurta firul, veți lăsa așa un pic de fir, cum am făcut eu, și vom închide lucrarea. Din acest moment, uitați-vă, deci am făcut prima parte. Voi continua cea de-a doua. Voi intra în următorul picioruș scurt de aici, de la bază. Și vom repeta practic aceeași parte pe care am lucrat-o până acum. Primul picioruș scurt îl voi face cu firul dublu pentru a-i da un pic de stabilitate. După care acest capăt de picioruș îl voi ține aici și îl voi prinde în timp ce lucrez. Deci avem un picioruș scurt, cel de-al doilea,
cel de-al treilea. Acum putem să lăsăm liber capătul de fir, un ochi de lanț, mă voi întoarce și voi repeta din nou. Deci voi face 3 înmulțiri consecutive și voi obține cele 6 piciorușe scurte. Vedeți? În felul acesta realizăm fiecare parte. Vom avea nevoie să realizăm de 5 ori, pentru un total de 5, aceste părți. Un ochi de lanț, m-am întors, iar acum voi continua cu cele 4 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6. Vă amintiți, am făcut 4 rânduri, repet din nou, pentru că în felul acesta dumneavoastră veți vedea cum se lucrează, apoi vom termina singure și această parte a lucrării. Am obținut acum cel de-al doilea rând, un ochi de lanț, voi întoarce. Voi face cel de-al treilea rând de 6 piciorușe scurte. Puteți să lucrați acest trandafir în oricare culoare doriți. Acum voi face cel de-al patrulea rând de câte 6 piciorușe scurte. De-al șaselea, un ochi de lanț. Acum mă voi întoarce, voi sări primul picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi face 5 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5. Un ochi de lanț, voi întoarce lucru, sar primul picioruș scurt. Voi intra în următorul și voi lucra 4 piciorușe scurte. 2, 3, 4. Cel de-al patrulea, un ochi de lanț. Mă voi întoarce, voi sări primul picioruș, voi intra în următorul și voi lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Un ochi de lanț, mă voi întoarce, voi sări primul picioruș, voi intra în următorul și voi lucra 2 piciorușe scurte. Un ochi de lanț. Voi întoarce lucru, sar primul picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea, voi face picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, scurtăm firul, închidem și cea de-a doua parte și vom continua singure în modul în care ați văzut. Deci vom intra de aici și din primul ochi de lanț, vom face cele 3 piciorușe scurte, vom continua exact în modul în care v-am explicat. Noi ne întâlnim când am terminat de lucrat toate acestea. Am ajuns și la capătul lucrării. Aceasta este ceea ce am obținut, deci partea de desubt care va îmbrăca trandafirul. Având părțile componente, acum vom începe să montăm trandafirul propriu-zis. Așa cum vă spuneam, vom avea nevoie de lipiciul lichid. Aceste fire, deocamdată, eu le voi lăsa aici. Vom lua o petală și
cu dosul înspre noi, o vom pune în felul acesta. Ea va forma mijlocul trandafirului, partea din mijloc. După care vom lua trei petale pe care le vom așeza de jur împrejur. În felul acesta. Una. Întotdeauna fața lucrării va fi spre exterior. Cea de-a doua. Și cea de-a treia petală. Așa, deci fața să fie spre exterior. Vom răsuci un pic aici, pentru a da stabilitate. Și vom începe să lipim petalele. Voi pune o picătură de lipici aici, pe prima petală, pe cea din mijloc, pe care voi închide în felul acesta. După care voi începe să atașez fiecare petală în jurul bobocului acestuia, punând un pic de lipici de o parte și de cealaltă. Și voi închide prima parte. Cu atenție, pentru că vedeți, eu deja un pic am atins aici. Deci prima. Apoi voi atașa cea de-a doua. Vom aranja în modul în care să dăm forma unui trandafir. Lipiciul lichid ne este de, și cel la cald ne este de foarte mare ajutor în acest moment. Din nou, voi pune un pic de lipici pe cea de-a treia petală. Va fi nevoie să închidem în felul acesta. Voi ține un pic apăsat pentru a-i da stabilitate. Acum putem continua. Vom răsuci aceste capete în felul acesta. Nu vă îngrijorați, ele vor intra exact în locul potrivit, aceste capete. Deci am făcut primul rând, iar acum vom continua rândul următor. Voi lua fiecare petală în parte, voi pune din lipiciul lichid și voi începe să le aranjez din nou de jur împrejur. Vedeți, de aceea nu mi-am făcut unghiile, pentru că știam că voi lucra cu lipici. Prima petală. Nu uitați întotdeauna partea din față înspre exterior. Vom continua, vom trece una peste cealaltă, petalele, pe
acesta. Vom ține lipit. După aceea vom aranja petalele așa cum trebuie. Deci am cea de-a doua petală lipită. Voi continua cu cea de-a treia. Voi petrece din nou un pic parte peste cealaltă. Ține din nou strâns, iar aici voi atașa ultima petală. Voi pune din nou din lipiciul lichid. Și voi pune ultima petală, strângând aici bine totul. Voi strânge un pic așa în felul acesta pentru a le da stabilitate, pentru ca lipiciul să-și facă efectul. Așa. Iar din acest moment voi începe să aranjez petalele. Uitați-vă. Firul de sârmă ne va ajuta să le dăm petalelor forma pe care o dorim. Vedeți? Iar acum vom trece mai departe. Voi răsuci în felul acesta. Aici voi scurta totul un pic. Voi da deoparte. Voi lua partea de desubt pe care am lucrat-o. Croșetul îmi voi face loc, vedeți, de aceea nu am închis bine cercul magic. Îmi voi face loc și voi introduce aceste capete, vedeți, în felul acesta. Lucru cel mai migălos va fi aici, că va fi nevoie să insistăm un pic, să scoatem toate firele, inclusiv firele metalice. Dacă este nevoie, ne ajutăm un pic și de croșet pentru a trage totul în afară. Și încet, încet vom merge cu în sus. Partea cea mai migăloasă este aceasta, așa cum vă spuneam. Trebuie să extragem toate firele, altfel nu reușim să montăm partea de desubt. Cred că acum sunt pe strada cea bună. Așa. Am reușit. Uitați-vă. În acest moment, ce
ce vom face? Fiecare dintre aceste părți va veni lipită de trandafir. Vom pune din lipiciul lichid și vom aranja fiecare dintre aceste părți. Vom pune în felul acesta, inclusiv pe partea terminală. Le vom lipi de jur împrejur. De acum putem lăsa jos trandafirul. Deci vin până sus. Este nevoie ca aceste părți să fie bine lipite. Așa cum vă spuneam, chiar dacă durează un pic de timp, nicio problemă, avem tot timpul din lume, va dura mult până se va încărca, pentru că aici internetul este foarte, foarte lent și durează ore în șir pentru a încărca un tutorial, însă eu m-am trezit de vreme, așa cum v-ați obișnuit că eu lucrez noaptea tutorial, de ziua lucrez. Fac serviciul ziua, iar dimineața foarte devreme, noaptea îmi fac tutorialele. Așa, și am ajuns și la această parte. Acum, ceea ce urmează este să curățim aceste capete de fire. Vom fi atente cum le vom scurta pentru a nu tăia partea unde am închis fiecare dintre frunzulițe. Felul acesta. Ține un pic, așa, să fie toate în aceeași direcție. Iar acum vom atașa frunzulițele. Așa cum vă spuneam, la atitudinea dumneavoastră, dacă doriți să lucrați trei frunzulițe, ar fi foarte, foarte nimerit, ar fi foarte bine. Dacă nu, puteți pune chiar două. Eu am pregătit trei. Le voi lipi între ele, în felul acesta, pentru că vreau ca lucrarea mea să aibă o altă întrebuințare. Deci aici prima, cea de-a doua, așa, iar acum voi veni cu cea de-a treia petală. Voi pune și aici un pic din lipiciul lichid. Eu
le voi uni în felul acesta. Le vom aranja. Eu le voi pune așa. Voi pune din nou din lipiciul lichid. Pentru a da stabilitate. Da stabilitate frunzelor. Acum, la atitudinea dumneavoastră, dacă doriți să faceți codiță lungă, veți face alte frunze pe care le veți atașa pe codiță. Însă eu aș dori ca acesta să fie ca un, să spunem așa, un mic cadou. Pentru 8 martie sau chiar pentru Sfântul Valentin. Iar acum voi tăia de aici toate capetele de fire, pentru că deja lucrarea mea are stabilitate. Vedeți? În felul acesta. De aceea am spus că reiau tutorialul, însă nu respect pas cu pas primul tutorial. Mă fac referire aici la picioruș. Aici am o bucată de feltru, din acel material care se utilizează pentru a face pălării, sau un material care este un pic mai dur, mai puternic, și o altă bucată de material roșu. Voi vedea modul în care le pot atașa. Trandafirul meu aici este prea mare. Voi face un pic mai mică aceasta. Deci vom face un cerc, un mic cerc, acesta. Voi pune din lipiciul lichid. Peste voi atașa trandafirul meu. Voi adăuga lipici pentru a pune toată această parte. Uitați-vă în felul acesta. Iar acum, din nou, la atitudinea dumneavoastră, fie veți pune roșu, așa cum am eu. Dacă nu, putem înlocui cu un disc de pamblică de culoare verde. Eu voi pune această roșie.
după care voi decupa ceea ce este în plus. În felul acesta realizăm acest mic trandafir, care poate fi un frumos cadou. Îl puteți pune într-o cutie, într-o cutiuță mică, și în felul acesta veți face un frumos cadou cuiva drag. Asta este ceea ce am realizat astăzi dimineață. Nu puteam să fac cu piciorușul, pentru că, așa cum vă spuneam, nu pot repeta, chiar dacă este tutorialul meu, nu îl pot repeta. Va fi apoi respins de către YouTube. Aceasta, cum vă spuneam, acest trandafir îl puteți pune într-o cutie, îl puteți face un frumos cadou, poate fi chiar și în loc de o broșă pentru o eșarfă, la o rochiță, la o geantă, o gentuță, de ce nu. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat. Sper că, dacă doriți să-i faceți și picior, în primele mele tutoriale găsiți modul în care puteți face tulpina trandafirului. Eu atât am vrut să vă prezint astăzi. Sunt Tatiana Andrieș. Dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat, vă rog să lăsați un like, să lăsați un comentariu, uitați-vă ce frumos arată în felul acesta, toate, împreună, să dați un like, un comentariu, acestea sunt de mare ajutor să merg înainte cu canalul. Eu vă doresc o zi de luni frumoasă, o săptămână binecuvântată, plină de realizări și bucurii, și așa cum spun fetelor din grupul meu, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că ați avut răbdare să mă așteptați, sunt aici acum, sper ca totul să meargă bine și să ne întâlnim cu un nou tutorial. Vă doresc o zi minunată, la revedere!